Ia duceți-vă, partea bună e că nu plătește nimeni aici. Nu plătește asta nimeni în vacanța asta către Italia și vă luăm și pe voi cu noi, pentru că la bucătărie se află Leo Dumitru, care astăzi ne face dimineața, pizza. Yay. Bine v-am găsit. Ei, facem pizza, pizzarella. Facem nu o pizza, mai multe pizze. Păi da, că suntem multe guri de hrănit aici, ai și tu dreptate. O să începem să pregătim sosul de roșii, pe care o să-l condimentăm. Păi zile, ce fel de pizza facem? Facem o pizza margherita, o pizza cu patru formaggi, o pizza cu ciorizo, o pizza cu... ce mai avem pe aici? Nu cu ananas, te rog eu frumos. Prosciutto e funghi, nu cu ananas, nu cu ananas, nu facem greșeli din astea. Nu știu, voi ați încercat pizza cu ananas? Sunt oameni care mănâncă într-adevăr, dar n-am. Ce ai pus acum, oregano? Oregano, da, oregano, cimbru, niște busuioc uscat, niște piper, boia dulce și lăsăm puțin sunt, asta este bulion sau sunt roșii pasata? Sunt roșii pasate, da. Un suc de roșii. Pasează și mie roșii. Sunt deja pasate zi. Deja pasate. M-am trezit astăzi de dimineață pe la 8 fără și am pregătit și aluatul aici. Dar să ne spui și cum se pregătește aluatul, că mi-a bea acolo, mi se pare mare artă. Sigur. Avem 1 kg de făină cu 600 ml de apă, drojdie, cam 7 grame de drojdie uscată și cam 30 de grame de sare. Și omogenizăm totul, frământăm aproximativ 10-15 minute, trebuie să avem un aluat elastic, după care îl lăsăm la crescut o oră jumătate, două, după care formăm aceste biluțe și mai lăsăm la crescut încă o oră. Hai, cu lăsatul la crescut acolo am probleme. Da. Când vrei pizza, îți dai seama ce organizat trebuie să fii? Să te gândești cu 3 ore înainte ce vrea să mănânci peste 3 ore. Mie mi se face poftă de pizza, aș vrea atunci. Da, să fac repede pizza, știi? Te uiți? 0-2-1 pizza. Da. Da, nu se compară cu ceea ce faci tu în casă. Mă, nu, e mult mai bună aia comandată. Sincer, deci la mine nu mi-e sens. Așa e, nu se compară. Atunci să mă gândesc dacă îți mai dau să guși din asta sau nu. Curioasă. Facem o comandă. În tine am ceva, în tine am ceva încredere, să zic. Da, mă, pe ea. Știi de ce-l plac oamenii pe Leo? Că am stat și m-am gândit că îl iubesc foarte mult. Pentru că e ca ei, Leo. Adică, nu e, cumva, normal că vine un bucătar, șef, care a studiat și a făcut, zici, bă, normal că se pricepe și de aia ies lucrurile. Da. Dar Leo e ca noi. Da, e un student care a avut nevoie să mănânce la un moment dat și a dat seama că trebuie să-și facă. Da, exact. Bă, trebuie să lucrez dacă vreau să mănânc. Și cred că mai e important și ce rețete alegi. E normal că unele n-au cum să iasă lui. Acum cinstit, că sunt unele rețete care sunt extrem de sofisticate și doar un șef le poate face. Dar chestii de-astea destul de basic, dacă ești atent și o exersezi. Ce părere ai, Leo, de cum te-a făcut de rușinea de la Popescu? Nu, dimpotrivă! Nu m-a făcut deloc, dar... Nu ți-a reșit niște rețete ție? Eu chiar merg pe ideea asta, că eu fac rețete pe care le poate face absolut oricine. Da. Că asta și vreau să promovez. Ca toată lumea să poată să gătească acasă. Adică nu trebuie să fim cu toții bucătari ca să ne gătim acasă. Exact. Dacă mie îmi place să gătesc, pot să o fac și de unul singur. Da, exact. Și asta se și întâmplă. Uite, să se mai și uite 100 de uite cum tăie ciupercile ca mine. Da, normal. Da. Nu ca atunci când a venit foa la noi și se uita în altă parte și tăia și nu știa niciun deget, îți dai seama? Zic, nu, el tăie încet ca mine. Da, normal, normal. Ok. Bun, așa. Facem pregătim toppingurile pentru pizza, celelalte pizze. Topping pentru toate pizze. Le pregătim pentru toate. Da, acum sosul ăsta de roșii merge cumva la toate, nu? Da, da, da. Sosul îl folosim la absolut toate. E destul pentru toate? Da, da, păi da. Păi doar da, se unge așa un pic. O să vezi. Eu mă îngrijorez că nu e destul. Lasă, prosciutto să fie mult. Și salam, lasă. Ciorizo să fie mult. Sosul de roșii ne descurcăm noi și fără. Așa, și acum tai bucățele. Da, 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 da. Pregătim practic toate toppingurile. Ai cum la pizza e totul interpretabil. Fiecare pune ce vrea peste. Pizza cât stă la cuptor? Aici eu am un mini secret pe care l-am învățat prin tot felul de clipuri pe care le-am mai văzut și eu. O lăsăm cam 5-7 minute la 250 de grade, la maximum cuptorului nostru, cât poate el, pentru că ea practic se coace, are timp să se coacă. 5-7 minute și apoi? Apoi gata, e gata. O scoți și e gata. În 5-7 minute? Da, 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 o să vedeți, o să vedeți. Într-un cuptor normal, nu cuptor de la de pizzerie. Da, 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 pentru cuptorul tău de acasă, oricine. Cuptor de om normal. Da, 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 da. O să vedeți că o să fie chiar... 5-7 minute? Nu, eu nu cred asta. Eu și calculam, zic, băi, are 6 pizza, ori 20 de minute mă gândeam, eu zic, stăm aici 2 ore să... Da, da, n-ai cum să faci toată chestia asta. Dar vreau să te mai întreb ceva. Există pizza aia de casă pe care o fac toate mamele acasă și se vede în blatul respectiv că e... Că nu e ca atunci când comanzi la pizzerie, știi? Da, e o stângăcie acolo undeva, știi? Adică nu e elastic blatul sau care e diferența? Mie mi se pare că e foarte pufos, foarte gros blatul, dar noi nu o să-l facem astfel de așa. Nu facem așa, nu? Nu, nu, nu. Deci nu, mie nu-mi place prea mamă, pufos. Deci fii atentă că în 5-7 minute când ne zice Bogdan știrile am putea să avem o pizza. Da, e foarte posibil să fie gata când o să așa. Dar hai să mergem totuși, Bogdan. Să ne îndreptăm puțin atenția și către Leo, care săracul lucrează, muncește, noi povestim. Super, că nu v-am plăcut povestea. Foarte frumos, aleargă, dă-i, dar băiatul ăsta aici muncește. Poți să iau și eu de asta, te rog.
Ia-o, ia-o, ce să mai zic? Știi cum faci să fie a ta? Păi faci așa odată. Nu mai vrea nimeni. Așa, eu frumos, ce fac? Să faci un semn pe asta, că dacă vreau să vreau din ea deloc. O să întind și eu, o să întind și eu. Da, ia, ia să vedem. Ce face Bogdan când e nervos? Deci, nu mai suport cum sunt tratat în acest platou. Vreau să știu așa, dacă fac așa. Așa. Yeah. Nu, efectiv, da, hai că eu am încredere în cum ai făcut tu platul ăsta. Deci fii atent. Eu vă zic, eu am vrut să mă fac pizza. Și motivul pentru care nu am făcut pizza a fost că la un moment dat cineva mi-a zis: "Hei, dar nu vrei să fii prezentator la TV?" Bine, ok. Dar eu eram un pizzar de succes dacă nu. Așa. Ce vreau să zic? Deci acum eu o vedeți, da? E întins, să se ia, se face. Bun. După ce faci asta, zim dacă Leo, zim dacă asta se coase. Se coase, o rezolvăm după, e ok. Cred că se poate. Ai început bine. Bun. Și după ce ai luat-o și ai întins-o bine. O aruncă la gunoi. Ia întins-o bine. La gunoi după aia. Nu mă, o iei și stai mă să vă arăt. Sunt colegi aici în platou care nu pot mai mânca din cauza asta. Stai un pic. Cât timp mai avem? Să vreau să vă arăt ceva. 20 de secunde. Bun. Ia, 20 de secunde. Bine, hai pe ea pasta, că e deja întins. Fă-o mușchiuri. O iei și fii atent. Ai întins-o, o faci roată așa. Mamă, bine mă. Fiți atenți, eu o să o arunc și ea va coborâ după o scurtă pauză de publicitate. Da, ia-o! Asta pizza care a fost gata în 7-10 minute sau cum ai zis? Da, 5-7 minute. Uitați-vă puțin ca să nu avem discuții, da? Uite de cum arată. Uite cum curge din ea, aici se vede. Doamne, Dumnezeule Iisuse Hristoase! Cât o fi ceasul? Coca! Coca! Coca, nu! Doamne, Dumnezeule Iisuse Hristoase, cât o fi ceasul? Cocuța noastră. Avem și noi cocuța noastră, mai știi? Avem noi niște glume de ale noastre de pe vremuri. Da, deci, ce spui? Acum ai mai comandat pizza sau ai face și o acasă? Uite-te un pic, mă, ce face. Nu, da, sincer, arată foarte bine. Ce arată bine, nu? Arată fix cum da, trebuie. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional în cazul în care sunteți gurmanzi. O să vă placă felul în care se rupe această pizza și cum... Păi nu iau eu cu mâinile mele. Avem din ăla special de tăiat? Nu, pe jos nu am găsesc făcut. Acum, dar hai că... Nu păi, știu un cuțit că un cuțit ca omul. Rolă, da, mai găsim noi la un moment dat. Și o fufuliță, vrei să-ți dau? Nu. Și fii atent, când ridici tu felia aia. Da. Că am văzut mai devreme. Am și înghițit. Oare există om căruia să nu-i placă pizza? Nu cred. Cistit. Nici eu nu cred. Că de pastea am mai auzit sau nu știu, de alte mâncăruri, dar de pizza? Uite, da. Uite. Și cum stă ea așa. Da, las-o să termine, da. Perfecțiune, nene. Las-o să cadă, să se rupă, despre asta și e vorba. Și copiii, toți copiii mănâncă pizza, eu nu normal. Înțeleg. Da, dar am auzit că copiii, că e bine cam o dată pe săptămână, așa? Maxim. Adică nu... Dar depinde, că uite, a fost atunci Miruna Lica la noi în emisiune și ne-a făcut pizza aceea cu blată de... cum conopidă. Se numește? De conopidă. Da. Și să, țin să spun că e și super bun. Da? Super, super bună. Păi la copii le face aia și tu comanzi-o de asta, face de asta, nu? Da, uite, mă, asta vreau să zic, că a ieșit pizza ca în restaurant, n-a ieșit pizza de acord, de casă. E blatul elastic, e ceva acolo făcut special. E un secret. Nu știu, eu nu prea văd asta cu cea mai bună pizza din oraș. De ce e cea mai bună pizza? Adică că faci rețeta cum trebuie, ți iese blatul cum trebuie și pui toppingul. De ce e cea mai bună pizza? Ce face diferența între pizze? După tine, așa. După mine e fix blatul, despre ce vorbeați mai devreme, că acolo este tot secretul. Mi se pare că blatul contează foarte mult la o pizza. Păi deci să ne mai zicem o dată, oamenilor, cum ai făcut tu blatul ăsta să fie așa mișto? Deci toată esența e să-l frământăm cât trebuie. Trebuie să devină un aluat elastic, trebuie să avem răbdare să-l frământăm, să-i dăm timp ca glutenul să capete mai multă formă. Elasticitate. Eu vreo 10-15 minute, cam așa. Mișcări continuu, da, frământat. Okay. După care îl lăsăm la crescut o oră jumătate, două, formăm biluțele. Mie mi-a ieșit într-un kilogram de făină aproximativ pentru 6 pizze, mai micuțe așa cum e aceasta. Și le mai lăsăm și pe ele la crescut. Întrebare, după ce faci toată operațiunea asta, tu poți să pui biluțele astea la congelator? Da, le și mai să putem le-ai folosi. Gata, da. Le mai putem folosi după, da. Am înțeles. Spune că organizarea într-o familie e cea mai importantă. Fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de venituri. Exact. Și de cheltuie. Eu o să aleg astăzi. Nu, ascultă puțin. De ce bătaie între asta cu salam? Și vrei să spun de ce îmi place forma asta indecentă, așa? Nu? Îmi place cum e o pizza obraznică, așa. Dar dați-i rulou să tăiem, cum se numește. Eu uite aici. Vreți să vedeți cum a ieșit și pizza mea? Ia. Nu ne interesează. Mai devreme cu blatul ăla. Ia, stai, finule.
Să vină pizza, Bogdan. Așa, gata. Încă n-am făcut-o, dar cu siguranță o să... Ce-a făcut? M-a făcut cuși? S-a cam usat. Da, asta e dovada pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, că noi am făcut totul de la zero astăzi. Totul de la zero, da. În emisiune și iată la ce am ajuns. Măi, omule, Leo, eu nu te cred în continuare, deși am văzut cu ochii mei. 5 minute la cuptor? O să vezi, 5-7 minute. Am lăsat-o cam 10 acum, că am tot deschis cuptorul să o verific, dar dacă menține cuptorul acasă la 250 de grade, în 7 minute e gata. Avem o pizza cu 4 formaje, o pizza ca la român, cum ne place nouă, cu de toate, cu măsline, cu ciuperci, cu șuncă, cu ardei, o pizza cu chorizo și mozzarella și mai avem un cuptor încă o pizza carnivora. Vrei să o scoatem împreună? Hai să o scoatem împreună! Ia fii atent, ia când zicem să o scoatem împreună, o scoate Leo, adică că nu punem mâna pe ea. Da. Ia uite-o, cu ce? Ai pus ciuperci aici? Avem ciuperci, chorizo, prosciutto și șuncă presată. Deci te rog, vino puțin să vezi cum bolborosește aici. Avem din absolut cuptor de toate și mai facem încă una în pauza publicitară care urmează. Asta cu brânzeturi? Da, e bună. Aici ai dați, mă, bravo. Păi nu ai nicio șansă să te apuci de vreo dietă sau de vreo chestie de genul ăsta. Uite, vezi, pentru că sunt puternic psihic și sunt la dietă. Noroc, și pentru tuturor că ți-ai stricat pizza, recunoaște. Da. Să știi că au fost spectatori care au votat ca tu să nu mănânci astăzi. S-a întâmplat, nu? S-au certat. Da, s-au certat. N-are nimic, mănâncă ai mei colegi și mă sacrific pentru echipă, se nota, vă rog. Da, foarte bun. Și o să ne comportăm ca și când, peste câteva secunde, când vom lua pauză, nu vor sări toți colegii ca apucații pe pizza noastră, te rog. Sosul care a rămas se poate folosi și ca topping? Da, normal, normal. Da, putem să-l punem peste pizza, normal. Asta era pentru sosul pentru pizza lui Bogdan, pizza Bogdan, da. Da, da, las, hai că am mâncat-o și pe aia. Îți mulțumim și îți dorim sute de milioane de vizualizări pe TikTok. Doamne ajută. Da, mulțumim că ne-ai învățat să facem pizza. Iar noi revenim după o scurtă pauză de publicitate. Ca să poți și tu să mănânci pe asta.